Salutare tuturor și bună seara la toți și bine v-am găsit la un nou episod din Salvează Lumea. Deci astăzi, în sfârșit, după atâta timp, a 50.000 de etichete, nu contează că sunt, cum se cheamă aceste etichete, nu contează că sunt etichetele astea foarte bine numite Road Trip Lama, dar contează că a 50.000 de etichete. Și imaginați-vă dacă erau atâtea etichete și în loc de Rad Lama era Băr de Lama. Dar nu, Fortnite, Servidor, de ăștia de Epic Games, pur și simplu au anulat Băi de Lama și nu era nici atât de greu de fie băgată. Și pur și simplu, în Băi de Lama, tot ce e din 25 iulie, de când s-a lăsat jocul până, din 2000, să zicem, din 25 iulie, din 2019, până în 25 iulie 2020, atunci tot ce era, toate eventurile din perioada aia de tip, pica în Băi de Lama. Deci tot, și aia de la Blast from the Past, și aia de la Road Trip și tot. Road Trip? Nu, aia de la... toate le working out. Deci pur și simplu picau foarte, foarte mulți eroi și foarte buni. Da, să zicem că cei de la toate working out au apărut pe shop și dinozaurii și acesta pentru toate working out au apărut, dar nu e la fel ca etichete. Adică pur și simplu ei au lăsat la asta atât de mult încât s-au adunat o grămadă de etichete. Și acum de ce să mai cumpăr asta? Că nu-mi dă nimica. Poți să iau 100 de grad lama și nu pică nimica bun sau de care am nevoie. Și așa tot au adunat aceste etichete și poate, dacă acum când se schimbă sezonul nu se scot, o să fac 100 de mii chiar sper. Vă dați seama, bine, înainte, anul trecut, când a apărut prima dată WarGamer-urile, erau o grămadă de persoane cu 100 de mii de etichete de ce, a fost, ce etichete a fost anul trecut, pentru că pur și simplu, fără mai, WarGames în continuu Africa și Endurance-uri Africa, pur și simplu, dădeai în continuu și chiar dacă pierdeai caracter că câștigai, la Endurance vrei o grămadă de chestii și la WarGames, dădeai ce WarGames vrei tu și primeai o grămadă de etichete și o grămadă de resurse prin atât s-a băgat. Ieșeai de minte etichete. Deci puteai să-mi acum să spui că dacă tu ca om mare și ai power foarte mare și joci de 25 iulie 2019 până 25 iulie 2020, să spui că îți place, că îți convine că n-au băgat Băr de Lama. Deci pur și simplu Băr de Lama i-a ajutat o grămadă de player mici, foarte, foarte mulți player mici, cu loadout-uri foarte, foarte bune. Da, au apărut în... event items, dar ar trebui să farmezi o grămadă de gol pentru ei și majoritatea nici nu apucă să le ia toți. Să sperăm că acum când se bagă nouă sezon, nu o să îi scoată pe toți, măcar să-i lase să-i mai iacă puțin timp. Că acum, cum e, acestea o să se scoată. Nu mai știu unde dau la news, dar chiar nu știu la quest, la news, aici o să plece aceștia. Deci dacă e, cumpărați măcar acest soldatul de la 4 July să-l cumpărați pentru că e foarte bun. Restul, Penny și Glory nu prea merită, dar cumpărați și pe aia dacă vezi de Soul Gold. Sper că v-a plăcut acest episod. Lame gratis, deci fix acum sunt lame gratis. Cumpărați lamele gratis. Citați acum pe Fortnite și dacă ați ajuns până aici și luați lamele gratis. Vedem, poate pică un mitic, poate pică un mitic. N-a picat nimic. Da, ca de obicei nu pică nimic. Deci da, lasă la gratis, bucurați-vă de ele. Sper că v-a plăcut acest episod cu 50.000 de etichete. Deci chiar a fost foarte, foarte bine. Vă vedem la următorul episod din Salvează Lumea.